Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod PPP de aceasta. Suntem pe Tiger și multe persoane mi-au zis să stau și eu să bat nebunul ăsta de Warboss. Așa, și vin aici direct cu itemele de generală, armura 1K, 10, 10, 15, 15, scutul de ninja, pentru că sunt foarte mulți ninja. Hai să punem colierul ăsta cu pumnal, a cercei de care râd toți, 15, 15, 15. Și papuci, ce papuci să ne punem ăștia pe noi. Așa, tare curios să văd ce... Sunt să văd ce damage le dau băieților. Mamă, e ceva lag. Nu zic. Deci ceva lag e acolo. Sper să am astea. Ok. Peturile. Ia să văd, mă, cât dau unul ăsta. Maulo, hai ăsta. Hai să vedem. El e. Mamă, tată. Deci aproape că vezi ceva la bossul ăsta. Unde e, mă, ăsta? Alt youtuber, mis... Mamă, uite și tu câți ninja sunt, tată. Deci cred că sunt mai mare majoritate de cu 10 conturi aici. Cu 10, hai, nu, două conturi fiecare. Stai așa puțin, că vreau să văd eu cât dau malo hai ăsta, aia. 9,7k, sau a fost 19, mă, și a murit? Care e ținta? Eu am ținta, de fapt, stai. Ia să... Să pun și full-urile aici. Că de ce nu? Mamă, dar e un lican acolo care dă de rupe. Mamă, cât acum am văzut, deci am dat o sferă acolo, au căzut o tonă. Și nemun, ia să bag full ce n-am eu pe aici. Sai. Băi, frumușel, sincer, la boss, n-am ce zice, deci dacă aș da un 90 pe sura, eu zic că ar fi super top. Și îmi place că se vede și damage-ul acum că dau mai mulți. Akarama. Adevărul e că oricum multe persoane aici nu pot să zică de mine că sunt eu PvP și ei sunt PvM, pentru că marea majoritate au rezistență la PC și rezistența la PC ajută mult mai mult. Ia să vedem cât dau mă ăsta. 13k. Vai, doamne. Rezistența la PC ajută mult mai mult decât magia versus Surabiem, credeți-mă. Deci e testat asta, mă, cum cad ăștia. Incredibil, frate. Deci incredibil ce on. Mamă, uite, a venit unul cu Heku. A venit unul cu Heku, nu știu dacă l-ați văzut, mi-a dat 200, 200, 200 non-stop. Da, bă, ce să faci. Deci mi-a dat-o cu Heku direct. Ia uite, mă, parfi pe aici toată lumea. Ha. Ia stai așa, mă, să opresc. Stai, calitate umbră. Nu. Ce balamon mai poți da 150k din cauza asta. Hai, mă, că sigur dau ăștia și mai mult. 250k. Eu nici nu cred că am dat ceva în el. Ia stai așa de control doar. Am dat eu 14.000. It's over, ia. Bă, dar rezist, deci chiar rezist frumos la Warboss. Vii dacă ai teme. Hai că am înțeles. Băi, chiar rezistă bine, rău de tot, sură. Wow, ăsta e... Da, bă, uite hackerul. Hackerul, tată. Ha, peleuș, youtuber ăsta. Deci când îi dai sfera de... Mamă, uite și tu, cad toți, mă, când se dă sfera asta. Îmi pap piciorul, only fence. Only fence? Mamă, nu, șaman ca aia, mă, cam rupem. Șaman ca chiar mă rupem. N-am de șaman mai nimic. Mi-aș pune asta cu magie, dar nu mai are sens să mi-l pun. Gabriel ăsta e cât naiba. Deci dacă ar fi unul să bată toți arcași ăștia, toată lumea ar face. Că acum se face damage, faci damage numai dacă ai arcași, mă, jur. Deci cu arul, din punctul meu de vedere, nu prea e cum să ajungi în primii 5. Ia stai că le dau acum la ăștia, bă. Una. Să.
Eu Hydra Clan. Nu, deci cu Aru n-ai cum să faci punctele. Asta e cam clar. Cu un Sora BM în niciun caz nu o să am cum. Doar să mă bag tare toți în ăștia la generală. Nu mi se pare că îmi dau ăștia foarte mult, sincer. Aolo, mama, acum mi-a dat-o. Nu mi se pare că mi-a dat-o foarte mult, dar acum când mi-au dat-o să sar. Au, doamne. Se dau și foarte multe hituri. Și știi ce stai eu să mă întreb? E băiatul ăla cu hack-ul, bă, ăsta. Oare cum de hack-ul ăla nu bate din prima, nu-i bate din prima pe toți? Ia uite-mă, YouTuber. Nu știu cum. Câte 10k sar din ei. Vai, doamne, cum sare damage-ul din ei. Și boss ăștia, mamă, deci mi-e așa de dor să mă duc și eu la Orbos, dar un Orbos, bă, de-asta, cum era pe Baltic, mă, așa, să, de început, că după mult timp e greu, deci după mult timp e greu, dacă nu te ții de server, nu prea ai cum să reziști. Adevărul ăsta e. Ia-ți dă-mi puțin muzica mai tare. Sau mai încet, de fapt. De pe F-ul acum. Băi, nu rezistă rău, damage-ul pe care îl dau, mamă, iarăși, damage-ul pe care îl dau e unul bun, deci unul foarte bun din punctul meu de vedere. Ia să mai îmi pun niște, unde e mă asta, 15, gheară, 15, să ce-ți ăsta. Ia uite și pe ăștia bat arcașii. Să. Pe la blue nu prea mai sunt, sincer, nu știu, nu pot să-mi dau seama dacă sunt mulți sau puțini playeri. Ce-i drept e că sunt foarte mulți arcași aici, nu consider a fi o bătaie chiar colosală, dar având în vedere că e ora 9, sunt ceva playeri, vai. Mamă, deci când dau sfera se termină, mă. Pua, iar mi-a dat hackerul ăla una și s-a dus. Ha. Numai alu, hai, stai să văd mă cât îi dau eu ăsta. Chiar tare curios sunt. Ah, deci când dau sfera acolo se termină. Ia câte damage am dat. 64 de ca am dat, what the fuck. Bă, hai că n-am dat damage rău. Chiar n-am dat damage rău în el. Bine, oricum nu mă pun eu să dau daune minime, pentru că n-are sens, deci chiar nu are sens deloc. Ia mă bag eu tare în ei aici. Pur și simplu, nu sunt eu pentru PvM și așa nu era cazul să mă bag să dau daune. Dar... Wow. Bă, e frumos, deci e frumos partea asta PvP-ului. Nu zic. Și n-am murit de așa de multe ori, mă așteptam ca ăștia să-mi dea un damage destul de mare la generală. Ah. Mi-a dat-o ca lumea acum. Nu am ce zicem. Și cam 10 minute din ce vă durează să faci un Orbos. Un world boss, șeful lumii. Ia mă, să dau și... Unde e mă aloca ăla? Ghințosul, dar nu prea. Ce mai sunt pe aici arcași de ăștia? Rosabel. Ia mă, coade și ăsta 3k. Mamă, băi, pe sferă e 10k minim. Asta e partea frumoasă, bă, când mai ești PvP-ul ăsta. Că fără... Un 11k, mamă, tată, Gabriele, și fără ninja, fără nimic. Păi dacă îmi fac eu un 90, deci să mă fac eu un 90,
ce ăla e. Aolo, mamă, ce stun mi-a prins. Mi-a dat 19k. Ah, n-am mâini deloc pe mine acum. N-am mâini deloc. Înțeleg de ce. Hai să-mi bag și eu ăsta și ăsta cu mâini. Și armura cu 15. Unde-i mă scoate și ăsta? Uite, bine, îmi place. 11,2k, fai, doamne. Da, n-am mâini destul. 30 mâini nu e suficient momentan, n-am costume, n-am nimic. Ah, dar oricum, bă, frumos orbosul. Chiar foarte mișto șeful lumii, fraților. Bă, cam asta a fost și cu clipul de azi, fraților. Sper că v-a plăcut, eu am fost Taker și până data viitoare, noi ne auzim cu bine. V-am pupat, ceau!